Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi am să vă fac o nouă etalare pentru ziua de miercuri, 26 august, cu oracolul Lenormand și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele, piatra albă, piatra verde sau piatra albastră, gândindu-vă așadar la ziua de miercuri, la ce vă doriți voi de la această zi, cum ați dori să fie și să vedem ce prezic cărțile de oracol. Prima variantă va fi piatra albă. Așadar, să vedem pentru cei care v-ați ales piatra albă, cum va fi ziua de miercuri, 26 august. La ce vă puteți voi aștepta? La o curățenie, poate. Fie la propriu, că faceți curățenie, fie la figurat, în relații, în hârtii, în casă, da, în minte, în suflet. Aici, atenție să nu se rupă o prietenie, o relație stabilă. Poate unul dintre voi faceți o schimbare sau să amânați o schimbare sau mai faceți un transfer, o mutare. Vedem ce se întâmplă dacă aveți succes miercuri. Pe profesie, să vedem cum va sta pentru bani, pentru relații, dragoste, sănătate și care vor fi surprizele. Să vedem așadar pentru ziua de miercuri, pentru cei care v-ați ales varianta pietrei albe, cum va fi ziua. O femeie joacă un rol important aici, puteți fi voi, atenție să nu vă, sau o altă femeie, să nu vă supărați voi sau să nu, din cauza unei femei să nu vă supărați. Poate să fie cineva din familie sau are legătură cu casa, cu familia, poate. Pare că se vede cam întunecat și încercam să am mai multă lumină, dar văd că nu. Ok. Profesional aici, interesante cărți ies. Ies răsturnate câte unele, din păcate. Profesional, orică faceți ceva cu mare plăcere, veți comunica bine cu colegii, cu șefii, sunteți într-o stare poate de relaxare, poate unii și acest lucru, sau aveți o relație de dragoste chiar la locul de muncă, poate să fie și acest lucru, adică apar mesaje de dragoste aici. Acum, fie că la locul de muncă colegii, șefii vă laudă, vă apreciază, vă sprijină, deci se comportă cu voi cu multă înțelegere, cu sentimente pozitive, de afecțiune, fie voi chiar aveți o dragoste la locul de muncă, sau dacă sunteți deja în concediu, să nu lucrați, poate că veți face ceva cu toată dragostea. Deci, sau dragostea va fi pe primul plan în viața voastră, mai mult, va conta mai mult decât orice altă treabă, orice alte lucruri. Poate vă veți ocupa de hobby-urile voastre, de pasiunile voastre, deci veți face, veți depune mai multe sentimente de pozitive în ceea ce veți face voi miercuri. Sau persoana iubită poate să mai joace un rol important pentru munca voastră, pentru ce aveți voi de rezolvat miercuri. Pentru relații, dragoste, aici îmi pare că există niște beneficii. Puteți primi poate daruri, cadouri, sfaturi bune. Abundența e semnul, să zic așa, simbolul zilei. Da? Deci mai este această carte care reprezintă abundența. Și asta îmi spune că puteți avea relații pe niște beneficii. Sau relații bazate pe interese materiale, poate pe chestiuni practice, de sunteți într-o relație cu cineva sau, în general, aveți relații din care puteți obține și beneficii materiale, sprijin financiar, puteți primi poate bani din partea cuiva. Aici cu banii, în schimb, este această carte răsturnată, acest copac, această situație care îmi vorbește că poate că o situație pe care voi o credea stabilă din punct de vedere financiar să se răstoarne. Ori să nu mai puteți obține banii pe care așteptați,
să nu mai puteți conta poate pe sprijinul cuiva. Ori problemele de sănătate vă impun să vă ocupați de să faceți cheltuieli pentru sănătate, pentru că văd că și aici, la sănătate, mi-a ieșit turnul. Și turnul îmi vorbește și de un pericol de sănătate, un accident, o boală, o situație neplăcută, da, deci o pagubă, ceva care vă poate da peste cap sănătatea. Deci, totuși, să fiți atenție. Că aveți așa o zi în care o parte din zi poate să fie bună și o parte să fie mai puțin bună, pentru că începe bine, așa, cu dragoste, cu beneficii, cu reușită, dar în schimb apoi apar și grijile. Deci se poate dintr-o dată, pentru că turnul avertizează asupra unui pericol care poate veni pe neașteptate. Deci poate să înceapă super bine ziua, să aveți toată ziua foarte bine și la un moment dat ceva brusc să se schimbe. Că iese vreo discuție și apare vreun scandal și se lasă cu vreo amendă, sau că ați avut o pagubă în casă, s-a stricat ceva și trebuie să cheltuiți bani în acest sens. În orice caz, aici se pare că poate să apară o instabilitate. Poate de aceea relațiile contează foarte, aveți sprijin poate din partea persoanelor cu care aveți de-a face, puteți avea niște beneficii, un sprijin, un ajutor. Pentru că și surpriza zilei, ai vibrația generală, sunt acești șoricei. Aceste griji care le aveți, aveți niște neliniști, niște griji și acestea se pot acumula. Deci încercați să gândiți cât mai pozitiv ca să vă eliminați mintea eliminați din minte gândurile negative care atrag alte gânduri negative și implicit atrag situații negative în viața voastră. Ca să și din tăierea ești acea mătură, care mătura vorbește că trebuie să faceți o puțină curățenie și, dar mătura și biciul mai vorbește și de poate ești o ceartă, da? De ceva care iese cu ceartă, cineva încearcă poate să vă pedepsească sau e o zi în care puteți fi și pedepsiți dacă nu sunteți corecți, cinstiți, dacă nu sunteți înțelepți, dacă nu aveți răbdare, da, deci această carte ca surpriză mi-aduce niște griji, neliniști legate de ziua de mâine, cum ar veni, de cheltuielile zilnice, de grijile zilnice, de treburile zilnice, da? Poate aveți și persoane care încearcă să vă fure niște hoți, atenție, să nu pierdeți ceva, să nu rătăciți ceva, să nu uitați ceva. Da, deci încercați să fiți mai clari în minte, că aveți aici turnul acesta care e confuz, înseamnă stare de izolare, poate e și vorba de izolarea în care e această situație cu criza, dar poate și vă lipsesc la un moment dat prietenii sau aveți voi cu stare confuzională, da? Deci ceva pe neașteptate care poate să se ivească. Cam asta este pentru prima variantă. Să vedeți și la a doua variantă, la voi ce se întâmplă miercuri, cum va fi ziua de miercuri pentru cei care v-ați ales varianta pietre invers, pentru profesie, muncă, bani, dragoste, sănătate, surprize. Vedem ce va fi miercuri, cum va fi ziua, ce reușite puteți avea. Niște secrete, aici niște obstacole și obstacole, poate reușiți să depășiți niște obstacole datorită unor secrete sau descoperiți niște secrete și astfel eliminați niște obstacole din viața voastră. Poate să fie și acest lucru. Mai aveți ceva de învățat, poate unii veți dori să studiați, să învățați, poate obstacolele vin și în calea unor studii, în calea nu puteți să continua studiile sau pot apărea niște întârzieri. Profesional, o femeie contează. Fie că sunteți voi, condiția voastră de femeie, poate vă ocupați mai mult de familie, de casă, de copii, de voi, de frumusețe, de sănătate, sau o femeie joacă un rol important pentru munca voastră. Da? Deci poate va trebui să cereți sprijinul unei femei. Pentru relație, aici atenție la bârfe. Atenție că aici aveți în cercul vostru de prieteni sau chiar în familie, poate, există niște persoane care își bagă nasul, să zic așa, în treburile voastre, care încearcă, poate să vă dea anumite sfaturi, dar nu sunt persoane tocmai de încredere sau nu au înțelepciunea necesară. Sunt bârfe aici, trebuie să încercați să vă protejați cuibul. Deci, vedeți aici, mi-a arătat o imagine cu două păsărele care își construiesc cuibul, dar de sub sunt niște persoane care vorbesc pe telefon, bârfesc, discută, da? Deci povestesc. Sunteți urmăriți, poate,
se urmărește casa, relațiile, da, cu cineva aveți voi o relație, se bârfește mult, se scot vorbe, poate vi se strică, poate imaginea, încearcă să vi se strice cuibul, să zic așa. Sau ca să nu vă puteți face o relație, un cuib, persoane care vă strică imaginea. Sau, atenție, nu aveți discuții, da, cu niște persoane care stau poate în preajma casei voastre, vecine, etc. Pentru bani aici o cheie. O cheie joacă un rol important. Atenție să nu pierdeți o cheie, atenție să nu la niște oportunități, poate la niște soluții aici pe care voi puteți avea rezolvare, puteți găsi o rezolvare, dar trebuie să fiți prudenți că aici mi-apare o rupere a unei, poate să pierdeți o cheie, să pierdeți o soluție, o ocazie favorabilă, da? Ieșind chiar răsturnată, deci ocaziile voastre poate treceți pe lângă ele, le evitați, ne neglijați. Sau va trebui poate să vă faceți o cheie, să vă schimbați poate parolele la anumite situații, telefon, la conturi, etc. Da? Cheia joacă un rol important sau soluțiile pe care voi le veți găsi legate de cheltuieli, de cumpărări, de plăți, etc. Trebuie să le gândiți mai bine, să fiți mai înțeles, să nu neglijați niște situații. Da? Și aici la sănătatea mea, aici mi-apare că se poate rupe un acord. Da, poate că nu mai vă schimbați poate medicul, să zicem, sau vă schimbați asigurarea de sănătate, să zicem, da, deci se poate rupe un acord. Contează foarte mult poate și relația de cuplu sau faptul că nu aveți o relație, deci o relațiile cu ceilalți, poate pentru că inelul reprezintă și familia, căsnicia, o propunere oficială, o relație oficială, fie de muncă, fie de cuplu. Și am zis aici aveți și bârfele, aici joacă rolul o femeie. Deci, poate va trebui cumva să încercați să vă faceți o anumită clarificare, pentru că poate unul dintre voi, faptul că sunteți singuri, fără, nu aveți un partener, sunteți divorțate, de exemplu, despărțiți, despărțite, singuri, singure, acest lucru vă poate afecta și sănătatea. Da? Deci, sau dragostea pentru voi joacă un rol important pentru sănătate, vă poate ajuta să vă îmbunătățiți sănătatea, sentimentele de dragoste pozitive. Da? Deci, aici depinde de la situație la situație. Dar am zis aici, posibil să apară niște discuții, pentru că am zis, aveți niște bârfe, niște discuții din relații și care să vă creeze probleme și legate de bani, dar și legate de relația voastră de cuplu și avea automat și sănătatea, că vă enervați, vă supărați, acest lucru poate afecta sănătatea sau socializarea la fel, pentru că puteți avea de-a face în preajma voastră cu persoane care socializează fără măsuri de protecție, spre exemplu, da? Deci nu respectă regulile care sunt acum cu această criză și atunci acest lucru vă poate afecta și vouă sănătatea și de aici apare, pentru că nu există ceva, să zic așa, respectat. Deci nu există o promisiune respectată, nu există niște lucruri respectate, niște reguli respectate. Iar ca și surpriză, aici mi-a apărut barza, orică aflați de nașterea vreunui copil, orică rămâneți însărcinate, sunteți însărcinate, orică apare ceva nou, noutate totuși apare în viața voastră, o situație nouă. Dacă sunteți pe fază, deci aveți aici și aici cheia aceasta care am zis, depinde poate de voi, aveți o soluție, veți putea rezolva niște probleme, apărea oportunități, ori aici poate chiar la relații, la sănătate. Dacă sunteți pe fază, puteți să vă căsătoriți, puteți să vă faceți un cuib. Poate dacă nu țineți cont de gura lumii sau poate dacă evitați bârfele, certuri, discuțiile, aici mi apare că sau vă faceți un transfer, vă mutați în altă parte cu serviciu, cu casa, cu banii, vă schimbați conturile, spre exemplu, vă mutați cu un cont în altă parte și așa mai departe. Acest lucru vă poate aduce un succes, o rezolvare, o noutate apare în orice caz, niște vești noi în viața voastră, niște oportunități noi, relații noi sau o schimbare chiar. Cam asta ce văd și la a doua variantă. Să vedem și la varianta a treia. Vedem și la voi ce apare aici legat de ziua de miercuri. Deci să vedem miercuri cum va fi ziua de 26 august pentru cei care v-ați ales a treia variantă, piatra albastră, care sunt vibrațiile zilei, energiile zilei, pentru profesie, pentru relații, dragoste, pentru
bancă și sigur oportunități pentru sănătate și care vor fi surprizele zilei. Se grăbesc niște griji, niște neliniști, cheltuieli poate legate de niște aprovizionare, de hrană, griji în acest sens. Casa și niște secrete. Casa reprezintă și familia, relațiile de familie, de parteneriat și orică veți rezolva ceva de casă sau aflați niște secrete legate de casă, mai aveți ceva de învățat, poate studiați de acasă, da? Faceți, vă ocupați de casă, construiți la casă, reparați la casă, vă adunați cu familia în casă, vă întâlniți cu familie. Și vă va ieși dragostea, deci la voi la muncă, dragostea are un rol important, am și multe cărți răsturnate, din păcate. Deci aveți dragostea la muncă, orică voi aveți o relație cu cineva la locul de muncă, comunicați, corespondați, să zic așa, la muncă, aveți o bună comunicare cu cei cu care voi sunteți colegi, șef, aveți șef, sau voi faceți cu mare drag ceea ce faceți, sau pur și simplu ziua de miercuri vă veți ocupa mai mult de aspectele legate de relații, de dragoste, poate, dintre voi. Sau vă ocupați de hobby-urile voastre, de pasiunile voastre. Dacă nu lucrați, spre exemplu, vă acordați mai mult timp pasiunilor voastre. Scrieți-vă poezii, nu știu, compuneți, faceți ceva cu toată dragostea. Pentru relații, aici, în schimb, au ieșit norii și mi-au ieșit și în poziție răsturnată. Norii vorbesc și despre o stare de confuzie, dar și de poate o discuție, ceartă, pot să apară niște conflict, o supărare, o depresie pentru unii, ceva care, o stare de spirit proastă, poate, sau o stare așa de confuzie. Trebuie să vă faceți o clarificare, pentru că există, așteptați că vine și după ploaie vine și soarele, da? Deci după furtună întotdeauna iese și soarele. Deci nu dezamă, nu fiți decepționați. Poate să fie o zi așa cu urcușuri și coborâșuri mâine, cu alte cuvinte. Deci când mai bună, când mai proastă. Până ne așteptă de cum se întâmplă vara, știți? Ploaie de vară, repede se adună norii, vine o furtună, se fac câteva descărcări electrice, furtune, se fulgere și apoi totul se liniștește, se calmează și lucrurile se chiar luminează. Chiar ies niște soluții, apar niște revelații, etc. Deci, totuși, atenție cu certurile, cu discuțiile sau cu stările de depresie, de supărare. Faceți-vă așa mai multă clarificare în gânduri, în sentimente, gândiți mai pozitiv. Pentru bani aici mi-a ieșit ursul îmi vorbește de câștiguri, de beneficii, de bogăție, bunăstare, dar e puțin în poziție răsturnată, ceea ce îmi spune că trebuie să fiți prudenți, poate să vă puneți, faceți o asigurare, să nu aruncați în cheltuiel, da? Să vă pregătiți și pentru vremuri mai rele. Îmi face ursul, da? Deci când hibernează, își face provizii pentru iarnă. Da, deci încercați să vă gândiți, să fiți stabili în ceea ce faceți sau aveți se poate întâmpla că pentru unii, dacă aveți sprijinul cuiva, să vă pice protecția, să nu mai aveți sprijin din partea unui bărbat, poate, sau unei persoane la servici sau partenerul de cuplu, să nu vă mai poată, să nu vă mai vrea să vă mai sprijine. Că am zis și de aici la relații că apare această furtună, certuri, discuții, poate să apară și din cauza faptului că nu mai vrea partenerul să vă mai ajute cu bani, spre exemplu, sau, mă rog, apar discuții poate legate de bani cu partenerul, dar totuși fiți prudenți și în cheltuieli, da? Deci nu vă aruncați în cheltuieli, gândiți-vă și la vremuri mai puțin bune. Pentru sănătate, în schimb, aici o femeie joacă un rol important, fie că sunteți voi, fie o altă femeie. Deci pe această femeie, oricând vă veți adresa unei femei pentru a vă îmbunătăți sănătatea, vă veți ocupa de frumusețe, poate de propria sănătate, de aspectul vostru exterior, interior, apelați poate la estetician, spre exemplu, da, la coafeză, etc. Sau poate chiar că sunteți voi femeie, aveți poate suișuri și coborâșuri în starea de spirit, dacă sunteți, de exemplu, în acea perioada lunii când femeile sunt mai vulnerabile. Pentru surpriza aici mi-au apărut stelele, mi-au apărut în poziție răsturnată. Asta îmi spune că poate voi va trebui într-adevăr să vă ocupați de sănătate, să fiți mai armonioși, că am zis și de aici că aveți această stare de confuzie sau pot apărea certuri, discuții din cauza asta. În orice caz trebuie să vă faceți poate vise,
planuri, strategii, să fiți mai armonioși, mai împăciuitori, mai, să vă ocupați de frumusețea voastră, de sănătate, să studiați, să vă urmați, să aveți răbdare, să nu vă stricați destinul. Sau, în orice caz, vi se cere mai multă răbdare și înțelepciune, pentru că e posibil ca stelele să nu vă fie tot mai favorabile mâine pentru ce vreți voi să obțineți sau să faceți. Așa că nu insistați foarte tare, ci mai degrabă încercați să vă calmați, să vă relaxați, să vă odihniți, să fiți în pace și armonie cu voi și cu ceilalți, să vă ocupați de frumusețe. Surpriza voastră, deci, poate apărea o chestiune că destinul se întoarce în invers. Poate să fie și acest lucru. Ceva, sau atenție la vise, da? Poate unul dintre voi vise, pentru voi visele sunt relevante. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă, varianta cu piatra albastră pentru ziua de miercuri, 26 august. Eu sper că aceste predicții v-au plăcut, că v-ați regăsit în ele, că vă veți regăsi în ele pe parcursul zilei de miercuri, că veți reuși să vă îndepliniți dorințele și să evitați situațiile neplăcute, acum că și știți la ce v-ați putea aștepta. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rot, și dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți, aveți de desubtul acestui video, acestei predicții, aveți butonul pentru înscriere pentru abonare și lăsați-mi și mesajele voastre, feedback-ul, cum vedeți aceste predicții, aceste detalări între variante pentru ziua de miercuri, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!